specială la malul mării. Astăzi se sărbătorește Ziua Marinei. Zecile de mii de turiști prezenți în Constanța vor avea parte de un spectacol deosebit. Manifestările din portul militar Constanța vor debuta la ora 10 cu ceremonialul de ridicare a pavilionului, geacului și marelui pavoaz. La ceremonii vor participa și președintele Klaus Iohannis. Colega mea, Ana Micu, se află și ea la malul mării. Este în direct acum cu noi și ne aduce mai multe detalii. Bună dimineața, Ana! Bun găsit! Noi suntem chiar aici la malul mării și în acest moment se fac ultimele pregătiri pentru activitățile care urmează să se desfășoare cu ocazia Zilei Marinei. În ceea ce privește aceste activități, ne uităm la două tipuri. Pe de o parte vor fi niște activități pentru oficialități pe care le vom avea aici unde se realizează ultimele pregătiri. Pe de altă parte vor exista mai multe momente de spectacol pentru miile de turiști care se află la malul mării și care vor dori să sărbătorească această zi specială pentru marină. După oficierea serviciului religios și cuvântul de bun venit al șefului statului major al forțelor navale, vor urma locuțiunile persoanelor oficiale, precum și vizitarea navetei școală Mircea, dar și consemnarea momentului în cartea de onoare, aici unde ne aflăm și noi. Iar în portul Tomis, activitățile organizate vor avea loc între orele 10:13 și 17:20 și pentru turiști vor cuprinde expoziții de tehnică militară, standuri cu oferte educaționale ale instituțiilor militare de învățământ, face painting, dar și pentru pasionații de nave se va putea experimenta gratuit tensiunea din interiorul bătăliilor navale într-un spațiu special amenajat de tip virtual. Totodată, formația de nave militare ancorate în fața comandamentului flotei va defila în intervalul 11-12 de la Constanța până la Midia și înapoi pentru a saluta turiștii care se află pe litoral. Acesta este programul activităților de astăzi și urmează să vedem și noi cum se vor desfășura.